Astăzi să punem preț pe sănătate. Avem cuvântul cheie, avem și premii, așa că rămâneți în fața microecran și fiți câștigați din toate punctele de vedere. Deschidem emisiunea cu un subiect nou pentru noi, un subiect care ar trebui să ne intereseze pe noi toți, pentru că la un moment dat în viață ne confruntăm cu o formă de fobie. Ce înseamnă și cum scăpăm de ea, ne spune a mea invitată Ina Custură. Mulțumesc tare mult pentru prezență! Mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc ție pentru că ai venit să vorbești cu noi despre acest lucru, pentru că fobiile, fricile fac parte din viața noastră și ele ne afectează psihic, cel puțin sănătatea, ca mai apoi fizic să resimțim această oboseală, da? Ina, spune-mi, te rog, cum definim fobiile? Cum le identificăm? Este o reacție intensă, irațională uneori, la un stimul din exterior, care poate fi real sau mai degrabă, de cele mai multe ori, este o presupunere a noastră, respectiv la stimulul respectiv. Noi astăzi ne orientăm spre fobia indusă, da? Pentru că vrem să avem un moment de educare în ceea ce înseamnă a-ți crește copilul într-un mod sănătos. Există părinți care, din dorința de a-și feri copiii de anumite pericole, le spun: ai grijă că, de exemplu, șarpele este veninos și periculos. Ai grijă că, uite, câinele vagabond automat te mușcă dacă te vede, indiferent dacă îi atrage atenția sau nu. Există tot felul de comportamente sociale care fac din noi niște fricoși, da? Da. Hai să vedem ce se întâmplă în acest caz. Se întâmplă că părinții, dintr-o intenție extraordinar de bună, vor să ne păzească de toate relele din lume, inclusiv de posibilele pericole de la un câine, care de cele mai multe ori este prietenos, până la inclusiv insecte sau gândaci, da? Din teama de a nu lua microbi. Și atunci insistă atât de mult, presupunând că un copil chiar înțelege dacă îi spune nu fă asta, nu pune mâna acolo, nu pune mâna pe cuțu că ne mușcă mami. Exact, așa e, așa e. Nu mânca cu mâinile murdare, deși asta este o formă de prevenție în sănătate. E adevărat. Pentru că te îmbolnăvești. Acum, nu de fiecare dată ne îmbolnăvim dacă mâncăm, dacă nu ne spălăm imediat pe mâini, însă să nu facem un obicei din acest lucru. Am un exemplu în acest caz. Știu un copil care la un moment dat era atât de stresat, da, de ideea de a nu lua microbi, încât se spăla pe mâini extraordinar de des, fără motiv. Exact, și mai există persoane care umblă cu dezinfectant specific pentru așa ceva în buzunar sau în geantă, cu șervețele, cu mănuși, da, în fiecare zi, da? În orice moment al zilei. Nu este un lucru tocmai normal și confortabil, da? Exact. Hai să vedem, te rog, pentru că avem un procent foarte mare, am găsit o statistică, 12% din populație, populația globului, prezintă o fobie la un moment dat în viață, da? Cum o recunoaștem? Cum trăim acest sentiment? Este, în primul rând, o stare de panică, de anxietate foarte intensă, care poate avea inclusiv, manifestări în exterior. Ne transpiră palmele, ne crește tensiunea, avem palpitații și, în formele cele mai grave, poate duce la atacuri de panică, blocaj efectiv. Și atunci cred că putem merge mai departe și să spunem că fobiile prin forme complicate se regăsesc și în depresii. Da, da, poate duce la depresii, la izolare socială, da, da, da. Te întâlnești în practica ta cu mulți oameni care sunt în această situație? Există fobii multe în România? M-am întâlnit cu oameni care au avut fobii, să le spunem, normale. Inclusiv eu am avut o fobie. Care? Ia. Fobia de gândaci. Așa, bun. Cred că mulți dintre noi au această fobie de gândaci, mai ales cei care stau prin căminile studențești. Că... Da, să nu confundăm fobia cu repulsia față de gândaci. Că una este să nu-ți placă și să fii scârbit când vezi și presupui că e un focar de infecție acolo. Și alta este să te manifesti cum eram eu, de exemplu, dacă întâlneam un gândac pe drumul meu. Mă blocam, efectiv, și trebuia să traversez sau să depășesc la un spațiu mult mai mare zona. Bun, vreau să ajungem la partea în care rezolvăm această problemă, pentru că acesta este scopul întâlnirii de astăzi, însă până una alta am identificat fobia socială. În fobia socială putem include exemplul
foarte des întâlnit în educația copiilor, și anume, dacă nu iei note de 10, înseamnă că nu vei fi un om de succes, nu vei avea o slujbă bine plătită, deci vei fi sărac. Este o formă de fobie socială identificată în ceea ce am citit eu. În momentul în care copilul merge la școală, merge cu o frică automată, pentru că dacă nu simte că este pregătit de 10, pornește cu stângul, iar dacă a luat un 7, un 8 sau un 9, face un atac de panică, da? E frică să meargă acasă. Hai să vedem care este dialogul potrivit dintre părinte și copil în ceea ce înseamnă e normal să înveți de 10 sau nu e normal să înveți de 7 sau de 8. Bine, la noi, cumva, în România, din ce am observat, există tendința aceasta de a fi, de a motiva copii și de a se motiva chiar și adulții pe negativ. Un departe de negativ foarte, foarte puternic. Pe când este demonstrat că orientarea către ceva constructiv, către ceva pozitiv, este mult mai potrivită. De altfel, sau încurajarea la micile reușite. Ok, de data asta ai luat un 8. Apreciez efortul pe care l-ai depus pentru acest 8 și sunt convinsă că pentru pe viitor, da, vei putea face lua mai mult, bine. Da. Dacă deci, te pasionează. Este foarte important să ne orientăm copiii înspre gândirea de câștigător. Da. Un câștigător, un om de afaceri, dacă e să mergem așa, mai are și pierderi, mai are și lucruri care nu ies. Aia nu înseamnă că nu mai este un om de succes sau că afacerea lui a decăzut, da? Și contează foarte mult micile reușite pe care el și le recunoaște. El copilul și mai departe omul de succes care va ajunge, care va ști să aprecieze lucrurile pe care le, micile lucruri pe care le reușește. Bun. Vreau să mai subliniem și faptul că pe lângă această depresie sau pe lângă izolarea socială, unele persoane care au anumite fobii se confruntă cu abuzul de substanțe, și anume consumul de alcool în exces sau droguri pentru că nu mai fac față stresului. Ce se întâmplă? Este un refugiu. Exact. Cum convingem aceste persoane și cui se adresează pentru un ajutor de specialitate? Păi, în primul rând, se pot adresa unui psiholog, unui psihoterapeut. În general, dacă lucrurile iau o întorsătură ceva mai gravă, este bine să se adreseze unui cadru medical specializat. În cazurile mai ușoare, să spun, în fobiile mai normale, cumva, este suficient și o consiliere, un coaching. Revenim la consilierea psihologică, la coaching, despre care noi vorbim adesea în emisiune, pentru că suntem siguri de faptul că omul cu o gândire sănătoasă este omul sănătos. De acolo pleacă cheia succesului, până la urma urmei, nu? O pledoarie din partea ta către cei care ne privesc. Dacă în alte state consultarea psihologică este normală, mai toate familiile au o astfel de conduită, pentru că nu mai au timp fizic să rezolve toate palierele din viață și vor să fie cât mai normale, adică să nu fie stresat, să nu țipe unii la alții și așa mai departe, vin la această consiliere psihologică. De ce să facem și noi așa? Ne înscriem în linia oamenilor care au nevoie de o conduită și de un sprijin, una susține conduita de viață? Ne înscriem cu siguranță. Cum am spus mai devreme, românii sunt o populație ceva mai orientată spre negativ și cred că ne-ar prinde foarte bine o orientare către soluții, că până la urmă asta înseamnă consiliere, și o direcționare a minții și a focusului nostru către lucrurile pe care le putem face, cum putem schimba ceva, către lucrurile bune care ni se întâmplă și pe care reușim să le facem. Iar apropo de ce ai spus că în străinătate merge pe această idee, acolo există în școli, există la locul de muncă, cred că în orice instituție există un consilier, un psiholog, o persoană specializată în acest sens pentru, efectiv, pentru oamenii de acolo. Și cred că este necesar și la noi. Cumva văd că începem și noi, ușor, ușor, începem, dar suntem încă la început. Îmi aduc aminte că în momentul în care aderam și noi la Uniunea Europeană, eram pe băncile școlii și discutam atunci către ce facultate să mă îndrept, sau noi să ne îndreptăm, cei din generația mea, și primeam sfaturi prin care ni se zicea că ar fi bine să mergem la cea de psihologie, pentru că odată intrați în Uniunea Europeană, ne înscriem în ideea în care fiecare instituție are nevoie de un psiholog.
ideea a fost bună atunci, dar se pare că încă nu s-a pus în aplicare. Sunt foarte multe instituții care nu au așa ceva și nici măcar nu concep în organigramă un astfel de post. Eu am făcut facultatea de psihologie pur și simplu dintr-o plăcere, dar sunt mulți oameni, într-adevăr, care foști colegi de-ai mei, care știu că au făcut asta pentru că s-au gândit că este un domeniu la început de drum în România și că există potențial de creștere. Exact. Încă mai există la început de drum și mai avem potențial de creștere. Da. Venim cu soluțiile, da? Apropo de ceea ce îmi spuneai tu. Scăpăm de fobie. Ne înveți să ne controlăm aceste frici, să le învingem, da? Cum? De cele mai multe ori problema cu o fobie este doar în interiorul minții noastre, pentru că se întâmplă ca reacția, atacul de panică sau starea intensă de anxietate să se întâmple înainte să fie expus la problemă, la obiectul fobic. Și vreau să menționez la început că rezolvarea, eliminarea unei fobii printr-o tehnică de coaching nu presupune că devii prietenul cel mai bun cu obiectul fobic. Așa, de exemplu, da? Cu un șarpe. Cu un șarpe, de exemplu. Nu înseamnă că o să începi să mergi cu șarpele după gât, după ce rezolvi asta, ci pur și simplu se reduce starea de anxietate puternică, iar tu ești în măsură să iei o decizie, să te miști, să nu rămâi acolo blocat. Blocat în problemă. Exact. Este un exercițiu de vizualizare, de imaginație, în care îți imaginezi că ești într-un cinematograf gol și te așezi unde vrei tu, că doar ești singur în tot cinematograful, iar pe ecran se proiectează un film cu tine când ai o reacție cu o fobie. Ideea cu filmul este să fie niște scene chiar dinainte de a avea reacția fobică. Să spunem, ești din casă și ți-e teamă, ești la munte, da? Și ești din cabană, ți-e teamă să nu dai peste un șarpe. Film, bucățica aceasta de film când ești din casă și ce se întâmplă în mintea ta atunci? Începi și te gândești dacă o fi vreun șarpe pe aici, ce se întâmplă? Și simți cum crește tensiunea. Ok. Dacă starea pe care o ai devine inconfortabilă, ai opțiunea să mergi în cinematograful tău imaginar, să mergi mai în spate, pe un rând cât mai în spate, până când senzația este confortabilă pentru tine. Și te poți uita la filmul cu problema, cu fobia în sine, ok, să ai o stare ok. Calmă. Calmă. Nu să fii cel mai relaxat, dar să te poți uita confortabil. Rulezi filmul de la început spre sfârșit. Când ajungi la sfârșit, îl derulezi invers, cu o viteză mai mare, iar când ajungi la începutul filmului, îl face ecranul alb, complet alb. Acest proces se reia, bineînțeles, într-o ghidare în cadrul unei ședințe, sigur, da, pentru că clientul trebuie să se afle într-o stare de siguranță și trebuie chiar înainte de a începe exercițiul să fie creată o ancoră de siguranță, pentru că în orice moment el să simtă că se poate întoarce în locul acela în care este în regulă. Făcut acest proces de 2, 3, 4, 5 ori, până când senzația pe care o are clientul s-a diminuat atât de mult sau filmul chiar devine franjurat sau dispare din mintea lui. Și cam asta este. Bun, deci sub o consiliere de specialitate scăpăm de aceste fobii, pentru că așa cum am mai spus, de multe ori nu ieșim cu prietenii sau nu mergem într-o excursie la munte, da? Doar din cauza acestor frici, acestor fobii care de multe ori sunt în mintea noastră, am spus, am punctat fobiile induse. S-ar putea ca niciodată să nu ne fi întâlnit cu un șarpe, dar noi să avem frica șarpelui, da? Da, așa este. Așa este. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, te reinvit aici la noi pentru că știu că ai lucruri tare bune pentru sănătatea noastră psihică și mentală și avem nevoie de astfel de oameni. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc de invitație. Dragii mei, revenim imediat. Suntem doar la început de Dr. H, o ediție cu lucruri și cu oameni tare frumoși care contribuie la a noastră sănătate. Nu uitați de cuvântul cheie și de pagina de Facebook, adresa de e-mail vă stau la dispoziție. Revenim după o scurtă pauză de publicitate, când răspundem la o întrebare tare simplă. Cum este să lucrezi în dragoste?